Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Scufița Verde Gotică! Pentru Scufița Verde cu acest rap preistoric. Extraordinar, deci suntem impresionați. Vine mai aproape să te cunoaște. Cum te cheamă, Scufiță? Băi, am zis să nu zic, că na. Să nu zici ce? Cum mă cheamă? Ce rost are să zic cum mă cheamă? Părinții n-au vrut să mă lase să vin aici. Și a pus chestia aia verde la ochi. De seama, nu o să-și da seama părinții niciodată că e ea. Deci și deșteaptă. Nu vreau să mă văd ai mei. Ai seama, adică se vor uita părinții la televizor cu ea lângă și va spune, băi, aia vor zice, mamă, zice, ce penibilă, așa voiai să ajungi? Uite ce mișto ai făcut așa de tine. Mă duc la umor. Stai, dracu, acasă. Tu ai venit să-l faci pe el să se simtă un pic mai bine? Că până acum se simțea rău și acum e bine. Nu e așa că te simți mai bine, nu e așa? Da, te simți mai bine. Și cu ce puteți să ne mai încântați? Bendeac. Sunteți o prezență deosebită. Puteți să ne arătați dansurile fericirii? Dansurile fericirii? Da, sigur. L-am descoperit eu singură când... Normal, când îl dansai. Ascultam Tavlaud, Moments de Tavlaud. E o melodie mai. Deci face așa, 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 așa. Din nou așa, așa, așa. Nu, am făcut deja într-un club chestia asta toată noaptea și deja s-au luat toți jandarmii de mine, dar... Nu e posibil să vii să te urci pe o scenă în fața unei țări întregi, legată ca Zorro la ochi, și cu lupele aburite, să nu faci nimic altceva decât să te faci de râs. Mie o să-mi pare rău pentru părinții ei, că trebuiau să o lege de calorifere înainte să o lase să facă asta, să se asigure că nu părăsește imobilul în ziua în care noi avem audiții. Stai puțin, cum? Deci, care... Așa? Tic-tic? Tic-tic? Acest dans al fericirii și al nebuniei e o dovadă de asumare și totodată rebeliune, nu știu cum să zic. Băi, e foarte tare dansul ăsta, trebuie să încerci. Scapte toate energiile astea negative pe care le acumulezi. Te descarcă. Te descarcă. Trag o concluzie sinistră. Sau Delia prinde din mers orice dans, sau Delia chiar știa dansul ăla, l-a mai văzut undeva. Ceva cu bătaie, bătaie, stânga, dreapta, picior, picior. Dacă ăsta este un dans foarte popular printre tinerii din ziua de azi, îți spun cu sinceritate, abia aștept să mă retrag în pădure. Hai să dansăm, hai să dansăm. Nu vreau să... Stai. Hai să dansăm. Stai. Nu, nu, că nu de-aia mare, adică, du-te la vino, stai jos. Stai jos. Aici. Pentru că a simțit o chemare către Neant. Eu când văd Neant zic, iată-mă. Vreau să nu iau personal. Tu ai ceva cu mine? Nu. N-ai nimic cu mine? Nu, maică-mea are. Cum m-a speriat că o să te iei de mine, așa că m-am pregătit. Așa ți-a zis? Da. Băi, frate, deci mă detest părinții ăștia care, efectiv,
nu își lasă copilul să-și urmeze destinul artistic în lor. Dar ea a fost mai puternică dată. Și n-ai nimic personal cu mine, adică n-ai venit să mă umori. Nu. Dar știi că se poate întâmpla asta? Știi că îmi poate plezni ceva? Explică-mi numărul tău, te rog, explică-mi. Deci este scufița verde preistorică, femeia preistorică a ieșit dintr-un cup de gheață și se adaptează așa, dansând. Ok. Tu ți-ai conceput asta? Da. A fost concepția ei pe de-a întregul. Și ce face pe internet? Dans. Acest dans? Unde, și unde îl face? Adică și se postează ea dansând? Să vă arăt ce înseamnă să arunci cu noroi în tot ce, în tot ce, în tot ce crezi tu că e adevărat. Deci e un fel de Floricica dansatoare, dar mai pe hipstereal, așa, un pic. Spune-mi, cu ce te ocupi? Deocamdată cu nimic, sunt studentă. Nu, Bendea chiar a încercat să comunice cu ea. Cred că a fost singurul care a încercat cu adevărat să comunice cu fata asta. Știi cum e? Când întâlnești un nebun, atunci empatizezi. Atunci îi spui, sunt exact ca tine, am avut aceleași probleme, spune mai multe. Asta este tactică de psihiatru la nebun. Și cum, când îți dai seama că e chiar pe câmpii, ia tot seringă în spate și îl culci. Uite că ne moare Bendeac. Aoleo, nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau această emisiune niciodată în viața mea. De ce? Nu mai vreau această emisiune niciodată în viața mea. Păi, am venit aici ca să mă fac praf, în primul rând, că mi-era frică să mă urc pe o scenă și a fost singurul context în care m-am gândit că nu o să-mi fie frică. Aici, aici. Te-ai nimerit aici. Aici. A, extraordinar, da. Păi unde să te duci, nu? Păi da. Așa. Nu că pe mine nu mă costă nimic, adică până la urmă sunt total nepăsător, dar mai am puțin și fac un infart acum, știi? Da. Și elementul de recuzită și l-a adus? Coata de mătură, zic. De ea. Și l-a adus ea, nu? L-a adus, dar l-a cerut. L-a cerut? Ok. Ce a zis? Vreau, am nevoie de o coată de mătură. A întrebat-o cineva pentru ce anume? Pentru dans, ok. Și am avut senzația că, de fapt, avea un dans și o încurca bățul. Dar nu spui că el era integrat. Da. E o artistă. Un copil foarte talentat. Vreau să văd, să mai văd un singur dans. Al fericirii. Al fericirii. Așa, și știu ce votez. E un pic mai complicat. E next level. Ai pățit. Ai pățit. Stai, nu pot. Nu. Așa dansezi în club tu? Da. Jură-te că tu așa dansezi. Da, așa. Jură-te că te duci tu și începi. Așa. Poți așa pe în club. Așa faci tu în club. Mie nu vine să cred că e pe bune. Wow. Am fost în mall și a dansat acolo. Toată lumea se uita la noi. Tu faci așa în club? Da. Așa faci? Da. Ia, dansează ca în club. Să spunem că eu vin la tine și spun, hei, îmi place de tine, vrei să dansezi? Da. Și ok, și începem să dansăm. Și tu cum faci? Ia. Și bărbatul de obicei ce zice? Adică nu prea face față de obicei. Nu face față, da, e vina lui. Dai seama. Da, mă, că Bendea cu Delia s-au distrat maxim. Deci ei au fost la discotecă în momentele alea. Pentru mine a fost complicat. Eu zic să recreăm atmosfera de club. Cu noi, Mihai, cu noi în club. Cu noi, cu noi este Dumnezeu. Doar Dumnezeu. DJ. Mașina de emisiune. Nu știu ce bani. Îți bagi joc de mine? Consider că în aceste momente de groaznic interviu continui să-ți bagi joc de mine. Noi suntem generația pierdută. Colo terorist. Asta e. Stai că mă bag. Sfinte, Dumnezeule, sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi păcătoși.
și fă, Doamne, ca din cauza audiențelor dezastroase acest show să nu mai existe niciodată. Îți mulțumesc pentru momentele bune pe care le-am trăit aici, pentru momentele de încântare pe care le-am trăit aici, dar eu nu mai vreau, vă rog. Deci, efectiv, nu mai pot să mai suport momentele proaste pentru acele sclipiri ale unor oameni. Fă, Doamne, să nu se uite nimeni, la nimeni să nu se... Să-l mute înainte de matinal, dimineața. Să, deci, să fie cel mai mare eșec din istoria televiziunii. Așa să ne spune. Deci așa, o noapte întreagă, da? Bravo, mă, te-ai descurcat extraordinar! Pe unde te duci? Pe în ce cluburi? Să știu să ne întâlnim? Că eu n-am partener de dans niciodată, nu-mi găsesc pe nimeni. Pe lângă promenada, pe acolo. Bă, ai fost bun. Mamă, deci ai ritmul în sânge. Care e numele tău mic? Numele meu mic? Spune-ți cum vrei tu, dă-ți alt nume. Cum vrei să spun? Andreea. Andreea, ok. Măi, Andreea, uite care-i treaba. Eu sunt un om care am foarte multe probleme, să știi că nu pot să te acuz că ai fi nebună. Da. Eu cred că, până la urmă, în această lume, nebunia este singura cale. Eu îți sărbătoresc nebunia. Dar nu aici, nu astăzi, pentru că mă omori, adică mă omori, da, okay, știi? Dar alminteri nu am nimic cu tine și cu nebunia ta și să știi că sunt convins că dacă vreodată mă va suporta o femeie până la capăt, probabil că va fi una ca tine. Dacă Bendeac a spus că ăsta este genul de femeie care va supraviețui lângă el și cu el, eu cred că Bendeac trece pentru o perioadă nefastă. Acum depinde că de obicei mai arunc cu topoare, dar după aia îmi trece. Păi ție da, dar lui nu. Adică, bun, deci forma mea de protest a fost aplicată. Din partea mea e un da. Ia. Să votăm. Bă, mie-mi place de aia, că a venit să... Bă, go crazy. Da, da, poți să go crazy, go crazy maximul posibil. Asta. Mi-a plăcut idei trei, da. A fapt asta. Mi-a plăcut. E ceva comic. O lua trei? Doi. A trecut mai departe. A fost omul potrivit, în locul potrivit. A fost ca o pastilă. Doar eu am dat nu? Mamă, deci este foarte clar, sunt de neclintit. Cum mă, doar eu am dat nu? Dacă ajungi în finală, ce faci? Dacă nu, păi am ce să fac, la câte ai? Ce să fac, am. Bă, tu mi-l lași mie, te rupi, da, că hai bine, ia-l, că iese scandal. Mă dați cu fisa verde, eu. De ce că sunt avem de aglai? Pentru că sinceritatea momentului, energia specială, cred că s-a creat o conexiune și nu putea să nu dea. Nu, acest da pe care l-a dat Bendeac nu este altceva decât un răspuns foarte violent la adresa producătorilor acestei emisiuni. Deci îmi vine să mă adresez celui mai mare în funcție din acest show, exact cum era în filmul la Taken. I don't know who you are. I don't know what you want. If you're looking for a ransom, I can tell you I have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills that I've acquired over a long career. Skills that make me a knight for people like you. If you let my daughter go now, this will be the end of it. I will not look for you. I will not see you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you. Good luck. Doot, doot, doot.